Bună, vă salut de aici de la Liga Prieteniei. Am urmărit marea finală a Superligii pe care a câștigat-o echipa FC Berceni. Să văd cum vă bucurați, băieți! Bun, vreau să vorbesc în primul rând cu capitanul, Cristi. Cum a fost această Superligă pentru voi? Foarte frumoasă, o competiție foarte reușită. Au fost multe echipe, toate bune. Ne bucurăm că la sfârșit am câștigat-o. Vă așteptați să câștigați Superliga? Sincer vorbind. 95% da. E bine, e bine. Pentru tine, cum a fost Superliga? Niște meciuri interesante am lipsit la meciuri, băieții au jucat. Bine că au jucat foarte. Și ai venit la final și ai luat premiu. Nu contează, suntem un grup, am ținut aproape mereu toți și e bine că s-a terminat cu bine. Adică a ieșit ceva frumos la sfârșit. Bun, tu ai câștigat cel mai bun jucător. Cum e titulatura aceasta pentru tine? Ce pot să zic? A fost o competiție foarte grea, echipe foarte bune, venite și din afara Bucureștiului. Nu prea am jucat jocul nostru de la început, am avut niște meciuri mai slabe, dar acum, pe sfârșit, ne-am mobilizat, am schimbat unii jucători în echipă, din primii șase, și se pare că am făcut ce trebuie. Am alergat toți, am avut ambiție și la sfârșit am fost noi cei care am fost fericiți. Felicitări! Cel mai bun portar, cum te simți? Bine. I-am violat. Și gata. I-ai ciruită. Da. Bravo! Mulțumesc. Foarte bine! Să vedem și în partea asta. Cum a fost pentru tine? O competiție foarte frumoasă, foarte puternică, cam una dintre cele mai bune din București. Este o diferență foarte mare de campionat față de competiția aceasta. Și ne-am luat revanșa față de Liverpool. Ne-au bătut de 3 ori fără miză și noi cu miză le-am luat banii, cum s-ar spune. Cum ați reușit să-i bateți la 0? Eu asta nu am înțeles. Ne-am apărat foarte bine și am atacat foarte bine. Felicitări! Să vă bucurați de premiu și să ne mai vedem, nu? Mulțumim. Ne mai vedem? Ne mai vedem. Mulțumim organizatorilor, foarte bun. Foarte bun. Pentru ce le mulțumiți? Pentru că au reușit să organizeze într-adevăr o Superligă frumoasă, neașteptat. Nu acum că am câștigat noi. Dar cu echipe bune s-au mobilizat, cinste lor, nu mă așteptam. Felicitări încă o dată, băieți! Iar voi nu uitați să intrați pe pagina asta de Facebook, Liga Prieteniei, să vedeți toate pozele de la Superliga. V-am pupat!